spun că nu este singurul motiv pe care mă bucur atunci când vin aici și mă bucur mai ales pentru că cei de la Tineret într-adevăr s-au descurcat bine. Marele nostru secret este că în ultima vreme, cel puțin ori de câte ori punem un gând de o acțiune, găsim și partea de sprijin, ceea ce pe timp serios și mult timp de la seniorii noștri nu s-a întâmplat. Deci domnul Dragnea ne suflă vântul în pânze și noi ne descurcăm. Deci chiar mă bucur că ei s-au descurcat foarte bine. Nu este singura acțiune cea cu concertul de aici sau cele cu bicicletele. Vreau să vă spun că împreună cu domnul Dragnea am pus la cale o altă acțiune menită să atragă fine despre politică. S-a desfășurat mai mult în Transilvania, este adevărat, dar sper ca din toamnă să se poată din vară, sau din vară, asta ar fi o veste și mai bună, se poate desfășura și în județul nostru. Cred că PSD-ul are un mesaj pentru tine, un mesaj mult mai aproape de realitate, un mesaj mult mai pământean și asta nu înseamnă că ne propunem și noi să cultivăm ceva sau alte plante importate de anumite unde și chiar pe noi ne preocupă problemele care se confruntă tineretul. Chiar ne preocupă să găsim soluții la aceste probleme. Iar una dintre problemele lor majore este aceea lipsei de locuințe. A fost una din inițiativele pe care noi am susținut-o, aceea de a construi sau de a avea un program național de construcții de locuințe pentru tineri. Un program care eu m-am bucurat că s-a concretizat în prima casă. Din păcate însă văd că modul de realizare a acestui proiect nu este așa cum l-am gândit noi. Poate că n-am înțeles eu bine ce a spus domnul Bolea când a prezentat acest proiect și sper sincer să mă înșel și cât mai mulți tineri să aibă acces la acest program. Noi îl gândisem într-o formă destinată exclusiv tinerelor familii și exclusiv părții sociale. Nu îl gândisem un program care să încurajeze pe cei care mai au avut o casă sau pe cei care au salarii de 1500 de euro și care, după părerea mea, cred eu că îi pot cumpăra singuri casă, neamai având neapărat de nevoie de sprijin de la stat. Un al doilea punct pe care noi îl avem în minte ori de câte ori propunem inițiative sau propunem planuri politice pentru partidul nostru este lipsa locurilor de muncă la tineri sau joburile foarte prost plătite care le primesc tinerii și, într-adevăr, și aici PSD-ul a venit cu soluții și aici PSD-ul a venit cu propuneri. Sper eu acum și poate, nu știu, poate prin rezultate și poate și domnul Dragnea ne ajută pe viitor să nu mai lăsăm ministerul tineri de una cui nu trebuie și poate că de acum încolo vom găsi și facilități fiscale mai multe pentru tinerii angajați și mai multe facilități fiscale pentru tinerii cu probleme, tinerii cu dizabilități care sunt angajați și care acum văd că nu mai sunt luați în calcul și mai rău nici nu mai găsesc un loc de muncă. Deci, ceea ce spuneam și nu vreau să mă amintesc este că organizația de tineret a PSD-ului își propune să apere problemele reale cu care se confruntă tinerii. Restul, partea de